Spitalul Regional de Urgență, o temă importantă în cursul zilei de mâine, suntem invitați, din punctul meu de vedere, cred că pentru ultima oară în acest an, dar încheiem cu succes, am putea spune aproape în fanfar, acest proiect în anul 2018, pentru că Iașu, datorită, să spunem, calității celor care creează consultanță pentru Ministerul Sănătății în momentul de față, au reușit să finalizeze proiectul Spitalului Regional de Urgență și am fost anunțați de altfel să ne prezentăm în cursul zilei de mâine pentru a ni se prezenta varianta finală, cea care va fi depusă spre finanțare la Comisia Europeană. Un spital absolut necesar, așa cum am mai spus și voi repeta de fiecare dată, nu știu cât de relevant este valoarea acestui spital, este relevantă, sigur că da, dar important este efectul pe care acest spital poate să-l creeze pentru sănătatea populației din România. Să spunem că mă voi bucura la fel de mult ca pentru Iași dacă se vor construi și spitalul de la Cluj și de la Craiova, pentru că și acolo trăiesc români care au nevoie de o atenție deosebită. Dar mă bucur cu atât mai mult pentru noi, pentru că în momentul de față, în urma prezentărilor care au fost aduse la cunoștință, Iașu este cel care a reușit să finalizeze documentația în vederea aplicării finanțării pe fonduri europene și speranța noastră este să facem cât se poate de mult pentru ca acest proiect să înceapă cât mai devreme într-un mod efectiv, adică să începem să-l construim.